Un alt accident grav s-a produs pe o stradă din Cluj. Trei autoturisme s-au lovit și o persoană a fost rănită în urma impactului. Traficul a fost afectat pe ambele sensuri, astfel că în zonă s-au format cozi kilometrice. Coliziunea în care au fost implicate trei mașini s-a produs pe o stradă din Cluj. Se pare că unul dintre șoferi ar fi vorbit la telefon în timp ce conducea, iar din neatenție a trecut peste linia continuă. Șoferul vinovat este și cel care a suferit cele mai grave leziuni. Acesta are ambele picioare rupte și mai multe traumatisme la nivelul capului. Nici ceilalți pasageri din mașini nu au scăpat nevătămați. O șoferiță de 40 de ani a fost încarcerată, iar o tânără de 20 de ani a suferit mai multe leziuni. Acestea au fost transportate la spital pentru mai multe investigații. Câteva echipaje de ridicare a mașinilor au fost trimise la fața locului pentru a curăța carosabilul și a da drumul la trafic. Totuși, în zonă s-au format cozi imense.